Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi o să reacționăm la toți youtuberii care s-au despărțit. Danny for the win a spus așa: acum sper că sunt toți youtuberii care s-au despărțit. Da. Și noi, primul cuplu ăsta este... Clasa între noi s-a știrbit foarte mult. I-am văzut mai mult pe TikTok, pe YouTube nu prea, pe TikTok i-am văzut pe ei doi. Parcă ăsta era... ceva bolnav de daltonism, nu știu cum, abar n-am, Justin, adică era bolnav de daltonism, nu știu, abar n-am. Oricât am încercat să o readucem, să o readucem la viață, ca să zic așa, ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Video-ul ăsta... putem să zicem că are un final fericit. Este un video foarte... un video cu foarte multe... foarte multe. Da, relația noastră a ajuns în timp să se încheie. Nu ne-am fi așteptat. Cred că la momentul ăsta este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost... Păi dacă nu v-ați așteptat să vă despărțiți, de ce v-ați despărțit? Vă mulțumim pentru că ați stat până acum și în jur viața dar... merge înainte. Da, exact. Da, nu știu ce să zic, dar... și tu te simți da. Că rămâi pe loc. Până la urmă îmi pare rău. Saic și Nana. Și tot și mă întreba toată lumea dacă m-am despărțit de Nana. Acum se speculează că era pe TikTok-uri sau așa, dar atât lucruri ne-am mai afișat în ultima perioadă și... Bă, ce-i drept, da, noi nu mai suntem împreună de ceva timp, ci, dar nu voiam să facem mare vâlvă, nu vrem să... Da, și nici mie nu mi se părea că era Psy, așa mai mult era cu Fortnite-ul, adică și încă e cu Fortnite-ul, nu prea cred că avea timp de relație și, na, până la urmă, decizia lor, nu ne băgăm noi în treaba noastră, Răscolească chestia asta pe internet. A fost ceva. Nu ne-am certat, nu s-a întâmplat nimic, nimeni. Da, cred că a fost o decizie luată de comun acord. N-a supărat pe nimeni, doar n-a mai fost să fie. Cam asta e chestia. Ați văzut că eram și-o supărat o perioadă când mai făceam live-uri, de-aia n-am mai făcut foarte multe live-uri des. Și să ne vedem pe stradă, să ne susținem la timp. Adică nu e ca și cum gata, nu mai vorbim, bro, suntem dușmani, nu vreau, n-am vrut când ne-am despărțit să ne vedem pe stradă, să ne salutăm sau să nu dăm ochii unul cu celălalt. Am vrut. Da, așa e și dacă ai un prieten și să zicem că te-ai supărat pe el sau ceva, nu mai ești prieten cu el, pe stradă îi zici salut și îți vezi drumul tău. Nu trebuie acum să te înjuri, să te bați pe stradă acolo că te-ai văzut unul cu altul. Salut și vă vedeți amândoi de drumul vostru. Să fie totul pro, ne mai vedem, ne mai vorbim, mai dă mesaje că e bine, îi dau și o mesaje că sunt bine. Așa ne salutăm. Alvarez și Dina. E un cuplu foarte cunoscut, era, adică. Ce? Îți dai seama. Spune-le tu, ți-ai găsit de fapt o locație unde suntem mulți. Și acum îți dă de chei și toate cele și știi ce zic. Deci, până la urmă, pe bune, pentru că știu că multă lume nu credea chestia asta, chiar ne-am despărțit și... Acum 3 săptămâni. Acum 3 săptămâni. Și încă ne atingem. Și ne vorbim. Da, mă rog. Păi așa e ok, dacă te despari de o persoană, dacă te... poți să vorbești, nu zice nimeni să nu vorbești, să vorbești, să te mai întâlnești, dar nu mai sunteți împreună, rămâneți tot prieteni, cum ar fi. Ne atingem în moduri intime. Așa a sunat când ai zis încă ne atingem. Așa a sunat. Am lansat o melodie pentru că... De ce? De ce ai lansat o melodie? Am lansat o melodie pentru... Dă foame! Cum adică de ce? Dă foame și el! Gami și Ioana. Îmi pare rău de ei că s-au despărțit. Bă bune, acum chiar îmi pare rău. Era un cuplu extraordinar, pot să zic eu, dar până la urmă sunt treburile lor.
După 6 ani de relație ne-am despărțit, nu e nicio glumă, nu e niciun vlog, nu e absolut nimic. Da, asta cred că e prima dată, nu e un prank când zicem asta. Și să nu gândiți că... Prima dată când am văzut clipul acesta, nu numai eu zic asta, toată lumea zice. Gabi și Ioana râdeau, mai mult Ioana. Râdeam într-una și nu credeam, nu, chiar nu credeam, nu-mi venea. Dar după chiar când i-am văzut vlogul lui Gami că s-a mutat și... Deja după am crezut. Ne-am certat sau ceva, am urmat să foarte bune, încă vorbim fiecare zi. Pur și simplu, motivul a fost că suntem vreo de foarte mici. Când ne-am combinat, aveam 15 ani și acum eu fac 22-20. Nu cred că e chiar ăsta motivul, că dacă... Nu contează, poți să fii împreună și de 20 de ani. La ce? De ce să te dispară? Cred că sunt alte motive, dar nu au vrut să spună ei, da? Eu dacă aș avea o relație, n-aș pune public. Adică a zice, bă, ne-am despărțit și gata. Nu aș da să zic detalii, nu. Ne-am despărțit și gata. Vedeți, ăsta este noul meu apartament, m-am mutat, deja ne-am luat lucrurile, o să începem să reluăm activitatea de aici. Dacă vreți să ne mai vedeți împreună, probabil că o să ne vedeți, suntem vecini în continuare. După 6 ani de relație ne-am despărțit, nu ne-am certat, nu vreau să vorbim foarte mult despre subiectul ăsta pentru că nu are sens. A fost o decizie luată de comun acord. Da, să știți, nu ne-am certat, nu a fost vorba de înșelat sau vreo problemă, pur și simplu așa a fost. Nu știm ce o să se întâmple pe viitor. Poate în câțiva ani o să ne reîmpăcăm, poate nu, n-avem de unde să știm. Momentan asta e decizia pe care am luat-o împreună pentru ziua de astăzi. La 100.000 de like-uri ne batem în galerie. Sau ne împăcăm. Uite, și pentru gluma asta mi s-a părut că e o farsă. Voi, comentarii. Lucrurile pe care le știți din viața mea publică. Doar i-am popa cu babs. Nu prea am văzut relația asta, nu prea... Am văzut, pe bune. Eu vedeam în vloguri pe Dorian Popa singur și m-am luat de vreo 2-3 ani la el. Îl vedem singur, n-a știu care relație, pe bune, dacă știam eu. Acum am aflat că s-a despărțit și de acum știu că avea. Un lucru din viața privată pe care nu am vrut să-l fac public și anume despărțirea de Babs. Toate astea m-au cumpleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar repet. Aceasta a anunțat despărțirea pentru un Instagram story. Citez ce a scris Babs. Ca să evităm speculații în presă, vă anunț că eu și Dorian Popa nu mai suntem împreună de o lună de zile. Am ales să mergem pe drumuri separate după o relație de 11 ani. Da, n-am luat motivul că... Adică nu cred că a vrut să spună asta, da? Eu mă gândeam așa că a vrut să spună că s-a plictisit unul de altul. Cum a fost și relația cu Dia și cu Alvarez? Eu zicea că a stat foarte mult în carantină, singuri, acolo acasă, adică doar amândoi, n-a fost așa, nu mai pleca unul lângă altul și s-au plictisit, da, împreună. Da, până la urmă e alegerea lor. Ultima perioadă și anume, mai ești împreună cu Andra. Da, nu mai sunt împreună cu Andra. Mulți dintre voi și-au dat seama de... foarte mult timp, adică chiar aproape de la începutul a acestui lucru, adică din ianuarie, și mi-a fost foarte greu să vorbesc până acum despre asta. Da, eu n-aș face public. A zice, bă, m-am despărțit și pa. Nu știu. Antonio Pican și Bibi. La dezvoltarea și maturizarea ta. Hei. Știți ce am făcut? Că m-am speriat. Numește-mi trei persoane. N-am nevoie să numesc trei persoane. În primul rând, cea mai recentă, cel mai recent lucru care m-a maturizat foarte mult a fost fosta mea relație, care m-a maturizat extrem, extrem de mult și Bibi m-a ajutat foarte, foarte mult pe mine în maturizarea mea, în evoluția mea artistică. Consider că relația pe care am avut-o a fost una extrem de frumoasă și ne-a dat plus valoare amândurora. Era inevitabil să ajungem în punctul despărțirii pentru că vorbește toată lumea. Da. Adică este un alt punct fierbinte al internetului astăzi, faptul că voi v-ați... A fost atunci ceva o mare vâlvă, dar acum nu vrea să mai vorbește despre asta. Aici, vine peste mine! Da, Shelly și cu Magda. Pe Magda. Nu știu dacă e corect spus, am părăsit-o pe Magda, n-am
o găsit-o, ne-am despărțit, eu m-am despărțit de ea. Da, dar am tot evitat să răspund la întrebarea asta, știu că foarte multă lume a fost curioasă de întrebarea asta, ea a făcut un video pe tema asta, nu mai țin minte ce a ieșit în video respectiv, fără să intru în detalii personale și în chestii de genul, eu chiar am fost îndrăgostit gen de tipul asta, mi-am dat seama așa cu timpul că nu doresc genul acesta de relație, devenise o relație cu foarte multă posesivitate, eu nu mă mai simțeam liber, simțeam gen că mă pierd pe mine, că nu mai sunt ceea ce vreau eu să fiu, simțeam că nu mai pun YouTube-ul pe primul loc, mi-am dat seama că nu mai îmi doresc chestia asta, că relația aia nu mă mai face deloc fericit din niciun punct de vedere. Ea n-are nicio vină ca persoană, dar pur și simplu ea e o persoană diferită și nu este genul de persoană cu care eu vreau să am o relație, dar ea... Da, foarte matur spus. Așa. Foarte important. Sunt câteva din chestiile pe care le-a spus Țuchina. Habar n-am despre club. Cuplul ăsta, dar nu știu nimic despre el, pe bune. Cel video. Greu de spus, știi de ce? Pentru că chestia aia ținea de viața noastră personală, da? Ai voie să nu anunți ceva din viața ta personală, să o păstrezi, știi? Corect. Nu ești obligat să anunți ceva, că ți s-a întâmplat ție nu știu ce lucru. Personal. Spui ce vrei până la urmă. Eu asta am considerat. Niște dramă. Nu, ce nu a mers între noi a fost treaba noastră și am zis, știi ce, noi ok. Nu anunțăm nimic, ne vedem de viață, o să anunțăm cu timpul. Da, foarte matur spus. Bogdan, IBM și Valentina. Dar unele dintre ele le-a așezat așa cum a vrut. Am cunoscut cuplul ăsta, da. Ca lumea să mă înjure pe mine și să înțeleagă unele lucruri. Că la Bogdan mă uit de vreo 5 ani. Așa cum vreți voi, ca să zic așa. Și vreau să vă spun încă de la început. Eu n-am mai simțit să fiu cu Valentina și sper să mă înțelegeți. Nu știu câți dintre voi o să înțelegeți asta, pentru că mulți dintre voi sunteți copii, dar nu e un lucru rău. Însă, nu știu cât de serios știți voi ce înseamnă. Și eu zisesem prima dată că... De ce? Ei, până la urmă e treaba lor, nu ne interesează pe noi ce fac ei. Relație, ce înseamnă atunci când nu mai simți ceva pentru un om și ce înseamnă să nu mai stai cu omul ăla dacă nu mai simți ceva. Am ales să plec pentru că nu mai m-am simțit eu. Nu știu dacă înțelegeți, n-aveți cum să înțelegeți pentru că n-ați trecut prin asta. Așa am simțit eu, așa am făcut. Nu mă interesează. Și am uitat să vă spun, dacă vreți clipul original la mine în descriere. Dacă cineva zice că Bogdan a greșit sau nu, important e ce simt eu, ce am simțit eu și e alegerea mea, nu cred că vă deranjează pe voi și nu trebuie să vă intereseze în primul rând lucrurile astea. Până la urmă, asta da, chiar îi dau dreptate. Eu nu, trebuie să te intereseze ce fac eu, ce clipuri fac, cum le fac, dacă râdem, dacă ne distrăm, dacă e tot forță ca până acum. N-am stat cu el pentru bani, v-am spus, eram un simplu frizer. Relația noastră nu a fost de la început o relație roz. Nu, pentru că el nu își dorea o relație și eu ieșisem dintr-o relație și cumva pot să zic că a fost motivul. Ok. El e o persoană care continuă să mă inspire. Nu știu ce a fost asta, dar am sărit peste asta. Acum Imogen și Carla. Am spus o singură dată, nu vă mai repet. Când doi oameni, fiți atenți aici, ca să vă repet la ăștia care sunteți. Pentru părinții tăi, ce nu mai e cu ea?